Timp de 6 luni am vorbit cu o femeie pe internet. Era frumoasă, inteligentă și haioasă. Simțeam că ea este aleasa inimii mele, sufletul meu pereche. Însă ori de câte ori încercam să îi propun să ne vedem în realitate, se întrista și încerca să schimbe subtil subiectul. Încercam din răsputeri să înțeleg de ce reacționează așa. Oare de ce se comportă așa când îi propun să ne vedem? Mă întrebam eu. Însă după ce am insistat mai multe săptămâni la rând, i-am spus: să știi că voi renunța. Am observat că tu nu îți dorești să ne vedem. Nu are rost să mai insist. Am crezut că o voi pierde. A fost greu să îi spun asta, pentru că țineam mult la ea, dar nu vedeam altă cale. Spre surprinderea mea, Miruna a tăcut o vreme, apoi mi-a zis cu o voce caldă, dar tristă: bine, accept. Ne vedem duminică la o cafenea. Am simțit cum inima mi-a luat-o la goană. Simțeam că sunt în al 9-lea cer când am auzit răspunsul ei. În sfârșit urma să o văd pe femeia care îmi cucerise inima. Am trecut pe la florăria de pe colț, i-am luat un buchet de flori și am plecat. Eram emoționat. Nu mai avusesem niciodată atâția fluturi în stomac. În drum spre cafenea, nu mă puteam opri din a-mi imagina cum va fi prima noastră întâlnire. Oare cum va reacționa când mă va vedea? Când am ajuns la masa la care Miruna mă aștepta, am înțeles de ce evitase întâlnirea. Era nevăzătoare. Am văzut imediat că ea nu mă vede. Avea lângă ea un baston alb. M-am apropiat de ea și am strâns-o încet de mână. Bună, Miruna! Sunt aici. Am ajuns. Bună, Cătălin! Mi-a spus ea, încercând să se ridice. Am simțit că vrea să mă îmbrățișeze, așa că i-am răspuns la îmbrățișare strâns. Simțeam cum mă cuprinde un val de emoție. Nu mă așteptasem la asta, însă acel lucru nu conta pentru mine. Când Miruna mi-a zâmbit, acel zâmbet mi-a topit orice teamă sau îndoială. Era minunată. Ne-am așezat amândoi la masă, apoi am luat-o de mână ușor. Nu știam ce să-i spun, dar în acel moment am realizat că nu conta faptul că nu vedea. Nu schimba cu nimic ceea ce simțeam pentru ea. Miruna era aceeași persoană caldă și blândă, care îmi cucerise inima. Simțeam o dorință puternică de a o proteja, de a-i fi alături. Îmi pare rău, Cătălin, că nu ți-am spus mai devreme, a spus ea încet. Mi-era frică de cum vei reacționa, de ce vei gândi despre mine. I-am strâns mâna și i-am spus: Miruna, asta nu schimbă nimic. Nu contează faptul că nu poți să vezi. Eu vreau să fim împreună. Miruna a zâmbit din nou și am simțit că acel zâmbet era tot ce aveam nevoie. Am băut împreună o cafea și am vorbit despre copilărie, despre prezent și despre viitorul nostru împreună. Am realizat atunci că iubirea nu se măsoară în lucrurile pe care le putem vedea, ci în sentimentele pe care le trăim. Miruna era sufletul meu pereche și, indiferent de obstacole, știam că voi face totul să fim fericiți împreună. Și așa a început frumoasa noastră poveste de dragoste. O poveste de iubire, de încredere și acceptare. Nu mai conta ce obstacole ne așteptau. Singurul lucru care conta era că ne iubeam și că ne aveam unul pe celălalt. Asta era suficient. Nu a durat mult și am decis să ne mutăm împreună. Credeam că va fi greu, dar spre surprinderea mea totală, Miruna era foarte independentă. Se ducea la muncă, făcea de mâncare, făcea ordine și așeza hainele. Făcea toate lucrurile pe care un om văzător le face. Uneori o vedeam cum se chinuie, dar mereu eram acolo să o sprijin. Eram mândru de ea și de faptul că nu a lăsat ca acest obstacol să o doboare. Miruna a folosit această slăbiciune pentru a deveni mai puternică. Dumnezeu mi-a trimis un suflet minunat alături de care să-mi petrec restul zilelor. Iubirea înseamnă să accepți pe cineva așa cum este, cu bune și cu rele.
Când iubești un om cu adevărat, nu contează cum arată acea persoană, ce probleme are sau ce greșeli a făcut în trecut. Contează doar ceea ce simți în inimă. Iubirea sinceră nu se schimbă în funcție de împrejurări. Chiar dacă apar obstacole sau dificultăți, o iubire adevărată rămâne puternică. Iubirea adevărată te face să te simți în siguranță, înțeles, iubit și apreciat pentru cine ești cu adevărat. Este o iubire care crește și devine mai puternică cu fiecare zi care trece. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, nu uita să lași o inimă